Doamnelor și domnilor, am revenit la Agricultura la Raport. Foarte multe întrebări venite pe pagina noastră de Facebook. Telefonul sună fără întrerupere, așadar aveți toate motivele să ne urmăriți. Este o emisiune foarte, foarte interesantă. Discutăm despre fonduri europene și despre ce condiții trebuie să îndeplinite pentru a accesa cât mai multe fonduri europene. Doamna Mihaela Ștefan ne-a scris pe pagina noastră de Facebook AgroTV-Agricultura la Raport. Ne spune așa, că are 23 de ani, soțul 26, au împreună un SRL și vrem să facem o ciupercărie. Ce condiții trebuie să îndeplinim? În primul rând, această societate comercială trebuie să aibă activat codul CAEN pentru cultivarea ciupercilor, pentru că firma este deja înființată. În al doilea rând, trebuie să dețină suprafața de teren, fie în proprietate, fie superficie us sau uzufruct pentru partea de construcție. Și apoi, ea poate să intre foarte ușor pe măsura 4.1, pe măsura pentru investiții în exploatații agricole, pe ceea ce înseamnă, în primul rând, fermă mică, pentru că presupun nu vrea o suprafață foarte mare. Asta înseamnă că poate să meargă până la, ca și fermă mică, până la 100.000 de euro, ca și bază. Ea poate să înceapă de la, o să fie cu finanțare și cofinanțare, adică 50% Comisia Europeană, 50% contribuție proprie a beneficiarului. Și să poate să crească dacă cel care depune proiectul este tânăr sub 40 de ani, acționar majoritar, dar aici probabil că nu contează pentru că oricum ambii sunt sub 40 de ani și dacă este într-o zonă defavorizată ar putea să ajungă până la 90%, deci ca bază. Dar totuși ar trebui ceva de spus că la ora actuală partea de ciupercărie datorită prețului compostului în România ajunge să fie totuși la limită. Adică sunt foarte mulți ciupercari care trăiesc la limită sau să spun așa, nu au un preț bun sau foarte bun. Pentru că exact cum ca toți fermierii din România suntem năpădiți efectiv. Acesta este cel mai bun termen, năpădiți, pentru că în formă de buruiană, da? Importurile. Importurile masive din în special din Polonia și Ungaria, cu produse mult mai ieftine. Acolo unde fermierii sunt mult mai organizați din și reușesc să vină cu costuri ale produselor mult mai mici decât ale noastre, dar ca un sfat pentru această familie ar fi ca totuși, înainte de a se apuca de o ciupercărie, să dețină anumite cunoștințe vis-a-vis de creșterea ciupercilor și despre piața de comercializare a ciupercilor, pentru că nu este bine să luăm informații de pe net, ciupercăria în 3 zile, fonduri europene la tine acasă într-o zi. Aceste lucruri sunt puțin pompieristice, e bine să ia legătura cu o firmă de consultanță specializată și cu specialiști în domeniu care cunosc foarte bine fenomenul de creștere a ciupercilor. Deci și aici aș vrea să atrag un avertisment totuși sau ca un sfat pentru viitorii potențial beneficiari de fonduri europene, să consulte site-ul AFIR și firme de consultanță specializate și, bineînțeles, înainte de a se apuca de o afacere pe care nu au făcut-o niciodată, să studieze foarte mult și și dânsii trebuie să se autorizeze sau să facă anumite cursuri sau tot ceea ce trebuie vis-a-vis de acel domeniu. Eu zic că e un sfat important și ar fi bine să ținem cont de el. Și mai mult, de ce nu, chiar să ia legătura cu, dacă discutăm de ciupercărie, să ia legătura efectiv cu cultivatori de ciuperci, pentru că cu siguranță vor da nu neapărat cele mai bune sfaturi, dar le vor da o imagine cu privire la ceea ce înseamnă piața efectivă a ciupercilor, a cerealelor, a legumelor și așa mai departe. Exact cum sunt foarte, foarte multe planuri de afaceri pe internet, sunt plin, exact, este plin internetul la cheie, 30.000 de euro pe hectar, deja ai impresia că în România curge numai lapte și miere, iar sunt foarte multe persoane care intră, dacă vezi, sau intră în această capcană și la un final își dau seama că, de fapt, nu sunt pe plus cu 30.000 de euro, ci sunt pe minus cu 30.000 de euro. În regulă, haideți să stăm de vorbă și cu doamna Maria, ne sună din Bihor. Bună seara! Alo, bună seara! Sărămâine, doamnă!
Aș dori o întrebare. Am finalizat măsura 141. Dacă pot accesa măsura 6.1 pe această exploatație pe numele copiilor, uneia dintre copii? Da. În momentul de față, dacă dumneavoastră ați finalizat, ați dus la bun sfârșit măsura, da, măsura 141 și ați încasat a 5-a tranșe, în momentul de față, dacă exploatația dumneavoastră o cedați către unul dintre copiii dumneavoastră care îndeplinește condițiile din ghid, respectiv să aibă până în 40 de ani, acesta poate să acceseze submăsura 6.1 atâta timp cât dimensiunea exploatației dumneavoastră este de minim 12.000 de ESO-uri. Așa. Deci fără nicio problemă, chiar dacă ați avut până acum măsura 141 și ați dus la bun sfârșit, se poate accesa și submăsura 6.1. Dar nu de dumneavoastră, de cineva din familie care are vârsta până în 40 de ani. Așa. Și vă mai rog o întrebare. Minimul de ovine cu care trebuie să fim înregistrați în registrul genealogic? Poftim? Pentru? Pentru să trebuie? Un minim de animale. La vaci am înțeles 3 minimul. La oi? A numărul de oi care trebuie pentru a primi o subvenție sau sprijinul cuplat. Da, aveți dreptate, la vacă minim 3. Din păcate, la oaie chiar nu știu câte, dar vă promitem că o să, la finalul emisiunii, vă transmite și numărul la oi. Nu știu, personal nu știu la această dată câte oi trebuie minim. Dar puteți beneficia și acolo de ANTZ și de sprijinul cuplat. În funcție de numărul de animale, bineînțeles, pe care îl veți deține. Mulțumesc mult. O seară bună. Seară bună, doamnă. Numai bine vă doresc. Haideți să îi oferiți un răspuns și doamnei Nicoleta. Ne scrie așa: am 20 de hectare teren arabil pe care vreau să le donez prin act notarial fiului meu de 26 de ani pentru înființarea unei livezi cu împrejmuire și să accesăm fonduri europene în zona ITI Delta Dunării. Întrebarea mea este: eu, tatăl copilului, avem o firmă cu obiectul de activitate prestări servicii în agricultură. Adăugat în firma mea, de curând aș putea să execut lucrări de terasament, împrejmuire și plantație și să-i facturez aceste servicii? Răspund eu la a doua întrebare și la cealaltă lăsăm pe Mihai sau pe colegi. Deci, ce vrea să facă dânsul, acolo e vorba de condiții artificiale și nu poate să facă... Răspunsul este nu. Deci nu poate să-i facă dânsul lucrările. Vis-a-vis de donație și de înființarea unei plantații pomicole, tot este ok. Tânărul fermier poate să acceseze. Pe măsura 41A, am spus și mai devreme, condițiile... Măsura este măsura 41A, ca suprafață se încadrează absolut la toate tipurile de finanțare pe această linie, indiferent că sunt pomi fructiferi sau că sunt arbori sau arbuști. Deci poate să meargă de bază până la o finanțare 50% cu 50%, așadar 50% comisia, 50% o să fie din partea beneficiarului, inclusiv cu ceea ce înseamnă terasamente și împrejmuire, sistem de irigație și așa mai departe. Așadar o fermă pomicolă la cheie. Poate să-și crească procentele dacă în momentul în care se depune cererea de finanțare, băiatul are mai mult de 50%, de 51% din capitalul social, sau dacă este o zonă defavorizată, o zonă cu handicap, natural. În regulă. Dacă pot să răspundem doamnei de mai devreme, ne-am interesat foarte repede. Deci, oile dânsei trebuie să aibă o vârstă până în 8 ani de zile, iar numărul de oi trebuie să fie cuprins între 150 și 600 de oi. Vă mulțumesc eu în numele doamnei. Haideți să stăm de vorbă tot cu o doamnă, Ana Maria din Maramureș. Bună seara! Bună seara, bună seara! Am și eu o întrebare scurtă. Vă rog. Mama mea are măsura 141 care a finalizat anul trecut. Acum eu pot să încasez măsura 6.1 pentru că îndeplinesc ESO-urile, 12.000 de ESO-uri minim. Întrebarea mea este următoare. Sunt căsătorită, iar soțul meu deține 200 de oi care sunt înscrise la o asociație de oi cu ramură genealogică. Domnul consultant
ne-a spus că trebuie să trecem oile pe firmă pentru că este un bun comun. Dacă trecem oile pe firmă, doamna de la Asociația de Oi a zis că pierdem banii de la ei, că nu putem să facem nicio modificare la ei. Deci sunt obligată să dețin și bunurile comune pe care le am cu soțul sau pot să merg direct cu ce a avut mama? Vă rog. Stimată doamnă, atâta timp cât dumneavoastră intenționa să depune documentația pentru accesarea sumăsurii 6-3, bunurile comune, fie ele 6-1. Proprietăți 6-1, da, fie terenuri sau animale, trebuie să le treceți pe societatea pe care intenționa să depuneți acest proiect. Da? Deci este obligatoriu să luați și acele animăluțe. Da, sunt destul de multe, sunt 200 de animale și el vrea să facă, adică s-a înscris pentru sprijin cu plat. Am înțeles, dar soțul dumneavoastră este până în 40 de ani? Da, 29 am acum. Și soțul dumneavoastră? 39. Puțin înainte. Deci poate să facă dânsul, că tot s-a scris cu animăluțele, și preia dânsul de la mama dumneavoastră exploatația pe care a deținut-o pe măsura 141. Numai că trebuie să facem un calcul să vedem să nu depășim 50.000 de souri. Presupun... Păi asta e, că depășim. Deci dacă 200 de oi plus exploata... să merg pe livadă, înțelegeți? Noi poftiți? Nu mai vrem să... Am vrea să mergem pe livadă, așa cum a fost mama. Am înțeles, nu vrem să ne extindem cu oile. Ce suprafață de livadă? Ce suprafață de livadă dețineți? Sau mama? Un hectar. Un hectar? 200 de oi și mai avem și altceva? Avem. Două vaci, doi porci care produc. Da. Mai avem și o vacă de 2 lapte. Ani, adică da. Care încă e tânără. Da. Și porci de, nu de producere, care pentru vânzare. Câți porci? 3. 3 porci. Cred că nu depășiți 50.000 de souri. Nu știu cine v-a spus dumneavoastră tot acest lucru. Da? Ajunge undeva la 18.000 de souri. Dar am înțeles că dumneavoastră ați vrea să scăpați de zootehnie în planul de afaceri. Adică n-ați vrea să scrieți un proiect pe zootehnie. Nu, ba da. Am vrea să... Să mergem mai mult pe vaci, pe porci. Perfect. Deci colegul meu a făcut un calcul. Dimensiunea exploatației dumneavoastră la această dată are... Dacă mă înțeles bine, da. 17.560 de souri. 17.560 de souri. Deci sunteți eligibile, nu depășiți cu nici măcar 30.000 de souri. Cu tot cu cele 200 de oi. Cu tot cu cele 200 de oi. Da. Deci întrebarea mea ar fi numai asta. Trebuie neapărat ca soțul să transfere oile pe firmă, nu? Obligator, da. Dacă dumneavoastră faceți obligator proiectul, da. PPF-ul dumneavoastră se transferă oile. Dacă îl face dânsul, rămân la dânsul, dar oricum trebuie să le... Oricum trec pe firmă. Trebuie trecute la firmă, nu la asociație. Pe firmă, știu de ce vă feriți dumneavoastră, de acea autorizare de tip A și partea cu medicul veterinar știu că afectează foarte mult atunci când sunteți minim PFA, sunt niște costuri suplimentare. Dar totuși să nu uităm că prin accesarea de fonduri europene primim o sumă substanțială, 40.000 sau 50.000 de euro și cred că, și plus că această cheltuială este eligibilă, cea cu medicul veterinar, da? În planul de afaceri, cine vă face planul de afaceri, această cheltuială este eligibilă, se poate scădea din suma primită. Mai aveți alte nelămuriri? Atât. Mulțumesc frumos. Seară bună, doamnă. Numai bine. Haideți să îi furnizați un răspuns și doamnei Geta Budău. Ne spune așa, am 10 hectare de teren arabil, 5 vaci de lapte în zonă defavorizată. Ce măsură pot accesa? Am sub 40 de ani. Îi facem un calcul? Eu m-am lucrat deja să-i fac calcul, dar din nou întreb, are 10 terenul? Hectare de teren arabil, cu ce este cultivat? Fiecare cultură în parte... Hai să presupunem un cereale de grâu. Oferi informații. Și cele 5 vaci face un total de 10.463. Acum, iar ne referim la teren, depinde dacă este cultivat cu altceva decât cu ce l-am pus eu cu grâu, s-ar putea să ajungă la cele 12.000 de sori și s-ar încadra la... Cu altceva cu ce? Adică ar putea să ajungă la
suma de poate au, necesare. Poate are și ceva legume în câmp sau poate pune are și o livadă, sau pepen sau are și livadă sau anumite culturi care sunt cotate mult mai mai mult decât cele mai, mai ales de față de cereale. Porumb zahărat. Revin cu rugămintea către telespectator să ne ofere informații cât mai exacte, cât mai precise pentru a primi la rândul dumnealor răspunsurile așteptate. Dânsa la această dată, ca idee, se poate încadra pe sub măsura 6-3, chiar dacă are vârsta de până în 40 de ani, cu condiția să aibă minim 24 de luni, de când este la piață, tot așa avem condiția mai dinainte, cu ce sunt cultivate acele terenuri. E foarte important de știut lucrul ăsta pentru a da răspunsul exact. Haideți să vedem ce îi puteți spune și domnului Lungu Silviu din Giurgiu. Întreabă în felul următor. Mă pot încadra la vreo măsură cu cele 4 bovine și 3 hectare de pământ primite de la părinți? Pe cele 3 hectare cultiv așa. 1,5 sunt cultivate cu lucernă, 1 hectar cu porumb, 0,5 cu grâu. Are 27 de ani. Și este angajat în București, dacă este relevant această informație. Dacă este angajat în București. Deja București. Aici putem să venim și cu un element de noutate, vă va spune colegul sau colega, dar se vede dacă avem minim 4.000 de ESO-uri. Da, prima dată să facem un calcul 1,5. A zis că are și 5 bovine. Ce fel de bovine? Iar și aici nu știm. Vași 4 de lapte, bovine. 4. 4. Vași 4. De lapte. Punem vași de lapte. S-ar încadra în momentul de față pentru sumăsura 6-3. Atâta timp cât îndeplinește și celelalte condiții din ghid, și aici mă refer în principiu la cele 24 de luni în care dânsul trebuia să fi fost înscris la APIA sau DSVSA cu animalele. În ceea ce privește locul de muncă, că este în București și dânsul este din Giurgiu. Din Giurgiu, da. O să spunem acum și o noutate, pentru că deja s-au publicat ghidurile finale, iar în măsura 6.1, știm că una din condițiile de accesare a sumăsurii era ca beneficiarul sau reprezentantul legal al PFA-ului, IFE-ului, avea posibilitatea să fie angajat, dar cu o condiție ca sediul social sau punctul de lucru al angajatorului trebuia să fie în același OAT sau zonele limitrofe. Iar prin același OAT se referea la sediul social al exploatației și zonele limitrofe, comunele înlăturate sau cel mai apropiat alăturate sau cel mai apropiat oraș. Acest lucru s-a schimbat, iar acum se prevede nou ghid că prin zonă limitrofă se reprezintă zonele care se află la o distanță de maxim 75 de kilometri față de OAT-ul respectiv. Deci, și asta este un lucru bun, pentru că aș vrea să spun, chiar avem un beneficiar care a și semnat contract de finanțare, a și primit banii, prima tranșe, din comuna Giuvărăș, județul Olt, care s-a aflat în această situație, dar comică într-un fel, era angajat în orașul Turnu Măgurele, iar cel mai apropiat oraș de sediu social al său, adică comuna Giuvărăș, era orașul Corabia. Diferența între cele două orașe era de 1,7 km. Deci o distanță irelevantă. Și pentru lucrul acesta i s-au impus anumite norme, dar țin să-l anunț, dacă ne urmărește în seara aceasta, că așa cum i-am propus, cum i-am promis, am rezolvat situația, iar în urma întâlnirilor pe care le-am avut cu reprezentanții AFIR și CERFIR, vedem că a dat rezultat, iar în ghidul final, una din Cerințele noastre s-a aprobat și avem un răspuns pozitiv. Întorcându-mă la dânsul, că este angajat în București, o să aibă o perioadă de 9 luni de zile de la data semnării contractului de finanțare să îndeplinească această condiție, respectiv locul de muncă sau punctul de muncă al angajatorului, astfel încât acesta să se afle în zona limitrofă sau la maxim 75 de kilometri de OAT-ul în care are exploatație. Acum nu știu care și auzind este... de Giurgiu, cred că Giurgiu este foarte aproape de București. Foarte aproape de București. Acum, dacă nu mă înșel, deci se încadrează
limita la 75 de kilometri. A fost stabilită această limită care nu era în anul 2015 și în anul 2016 foarte bine clarificată. Deci s-a clarificat și acest aspect. Deci pot avea un loc de muncă până la limita 75 de kilometri vis-a-vis de OAT-ul de unde se află exploatația sau sediul social al firmei. Doamnă, domnilor, mă grăbesc pentru a-l asculta și pe domnul Matei, care ne sună din Caraș. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Am accesat un de asta, măsura aia, 6-1. M-auziți? Da, vă ascultăm! Așa, că se aude puțin mai rău. Am accesat măsura aia 6-1, ni s-a aprobat, am făcut, cum îi spune, notificarea. Nu vă aud. Noi vă ascultăm, domnul Matei. M-auziți? Da, vă ascultăm. Așa, am făcut proiectul ăsta cu măsura 6-1. Și am semnat ăsta, notificarea aia de plată și tot așteptăm, dar nimeni nu ne mai spune nimic. Mai luăm ceva, nu mai luăm, sunt dezamăgit total. Deci total. Uitați, vă răspund invitații mei și în felul ăsta... Da. Vă veți lămuri. Dumneavoastră, în ce lună ați depus proiectul? În anul 2016? Da, septembrie. În ce lună? Septembrie. Luna septembrie, raportul final pe sumăsura 6-1 vorbim, da? Da. A fost publicat, ați primit și notificarea, da? Da. Făcut și dosarul cerere de plată tranșa 1, da, presupun? Păi nu, că nu mi-au luat dosarul și să-l trimite înapoi, la Timișoara sau unde trebuie, deja... M-am săturat 6 luni de zile, ne trebuia, numai aia. Stați așa că am totuși, deci, ați depus în luna septembrie, cred că sunteți pe non-montan dumneavoastră, nu? Pe montan? Da. Pe montan, au mai fost fonduri, am înțeles. Da. Pentru că pe non-montan se terminase în luna iulie, da? Deci vi s-a luat dosarul, s-a făcut dosarul cererii de plată, presupun consultantul, v-a uitat să faceți dosarul cererii de plată, da? Da, deci n-am făcut încă cererea aia de plată, că mi-au luat dosarul și au zis că îl trimite la Timișoara pentru revizie. Notificarea, am înțeles. A semnat doar notificarea. Urmează să fie contactat. Perfect. Și urmează să fiți contactați de reprezentantii CRFIP Timișoara în vederea întocmirii documentației pentru dosarul cererii de plată tranșa 1. Da? Și după aceea veți primi banii. Nu știu când a fost notificat acest raport de selecție. Trecută, marți. A treia zi de Paște. Mai durează. Ați depus la CRFIR când a semnat notificarea documentele? Aici mă refer la certificatele de atestare fiscală, la cazierul judiciar, identificarea firmei. Cum să nu? Le-ați depus. Tot ce mi-au cerut, le-am depus. Urmează în scurta perioadă, într-o scurtă perioadă să fiți contactat pentru a semna contractul de finanțare. În baza căruia... Contractul de finanțare conform procedurii sunt 15 zile lucrătoare. Cam atât durează, dar a zis că a semnat notificarea a treia zi de Paște. Asta înseamnă săptămâna trecută. Nu. Deci o să fiți chemat o să mă vezi cam 2 săptămâni de așteptat maxim ca să fiți chemat la semnarea contractului. Adică vrem să vă spunem să nu fiți dezamăgit. Aceasta este procedura. Într-adevăr a durat mai mult până ați aflat rezultatul raportului de selecție, dar să fiți fericiți că ați fost eligibil și finanțabil. Din experiența noastră, credem că maxim 30 de zile de acum încolo să aveți și bani în cont. Pentru că, începând din anul 2016, se fac lunar două plăți de la două plăți. Deci, între 1 și 5 ale lunii, sau dacă nu, către finalul 23 ale lunii. Deci, maxim într-o lună zile o să aveți și bani în cont, adică 30.000 de euro, sau dacă a fost de 50.000 de euro, poate 35.000 de euro. Ce am văzut pe aia, 37.500, ceva de genul. 37.500, aveți de 50.000 de euro. Am albit în 6 luni. Lăsați că acum, sigur, vă reveni și la păr și la, și la suflet. Deci, domnul meu, sătule, deci dacă ar veni unul mâine să zică că ia, tată, tot, că nu mai... Am înțeles că ați avut ceva dificultăți și la depunere și cu vizita pe teren. Aici nu știm noi să... Dar sperăm... Trebuie să fiți optimist. Nu mai. În țara noastră nu se vrea nimica. Nu se vrea să ne ajute. Dacă se poate să ne îngroape pe noi. Cum nu se vrea dacă aveți proiecte eligibile și finanțabile și luați 37.500 de euro? Ascultați-mă, îs așa puțin, nu. Deci dacă aveam utilaje, n-apelam pentru nimic în lume.
Deci nu apelam, că mai bine făceam treaba eu așa. În regulă, domnul Matei. Seara bună, vă doresc numai bine. Sănătate numai bine. Sănătate numai bine. Domnilor, suntem pe final de emisiune. Vreau să trageți câte o concluzie pe scurt. În primul rând, vreau să menționez faptul că sunt aici prezent cu echipa Sindicatului Producătorilor Agricolor, Departamentul de Proiecte, cei doi colegi ai mei, Gogu Lucian Ion și Simona Denisa Popa. Vă mulțumim pentru invitație. Se pare că a fost o emisiune destul de interactivă, foarte multe întrebări și din partea telespectatorilor, cât și pe pagina noastră de Facebook. Sperăm ca răspunsurile noastre să vă fi mulțumit atât pe dumneavoastră, cât și în primul rând pe telespectatori și pe viitorii potențial beneficiari de proiecte europene. Și aș vrea să facem, să zicem, câteva anunțuri vis-a-vis de noutățile din ghidurile solicitantului care au apărut de curând. Una va sunt colegul meu vis-a-vis de cei 75 de kilometri față de zona limitrofă. Pe cea de-a doua aș ruga-o pe colega mea să ne-o prezinte. Da, se pare că aceeași prevedere, respectiv această limită de până la 75 de kilometri, li se adresează și celor care urmează o facultate, da, de sediu facultății, poate să se regăsească față de UAT-ul în care are exploatația solicitantul, la o distanță de maxim 75 de kilometri. Deci, ca noutate, și studenții la zi pot accesa sub măsura 6.1 dacă sediul universității sau facultății la care dânsii studiază se află la maxim 75 de kilometri față de UAT unde se face proiectul. Deci, modificare importantă față de sesiunea 2016. Și ca un alt element de noutate, dacă îmi permiteți, s-a stabilit și ceea ce înseamnă alea tehnologică sau spațiu care se consideră tot construcție de solar în limita a 4 metri conform APIA. Vorbim de 2 metri, să vorbim pe românește, 2 metri în stânga și 2 metri în dreapta, deși aceștia fac parte din construcția de solar începând de anul acesta. Acestea sunt informațiile pe care le-am primit acum, încă nu am văzut această specificație în ghid și vreau să vă spun că toate aceste măsurile am avut dezbătute la întâlnirea pe care am avut-o cu CERFIR, AFIR și încă o dată mulțumim reprezentanților CERFIR și AFIR că au ascultat de propunere și doleanțele noastre. Mai avem și alte propuneri și sugestii, dar încă nu avem confirmare. La cele trei avem confirmarea, cel puțin apărute în forma finală a ghidului. Doamnă, domnilor, vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ați fost aici la Agro TV, le-ați oferit celor de acasă răspunsuri interesante, răspunsuri care îi pot ajuta pentru a accesa mai ușor fondurile europene. Le mulțumesc și celor din fața televizoarelor, le dau întâlnire mâine seară la o nouă ediție a emisiunii Agricultura la raport. Până atunci, seară bună, numai bine, rămâneți alături de Agro TV.